Haideți să fie cu bună dimineața și bine ați revenit pe acest canal. Am eliberat și eu porumbeii. Nu am mai filmat. Deja am câteva clipuri unul după altul când eliberez porumbeii și da. Poate v-ați săturat și voi să vedeți aceleași cadre mereu. Am văzut că v-a plăcut foarte mult mama bimuțatului roșu și acelui alb. Chiar am văzut câteva comentarii să o și cumpăr. Bă, ținând cont că părinții bimoțaților sunt cea mai bună pereche de jucători din voliera vecinului meu, vă garantez eu că nu-i dă. Oricum, cu timpul vrea să se dea pe zburători de Budapesta și va renunța la jucători. Așa că în momentul ăla, respectiva pereche vor ajunge la mine. Și aia e, dar nu întrebați când se va întâmpla treaba asta, că asta nici eu nu știu și nici el nu știe. Pentru că are decât o pereche și durează până își face lotul, să zic așa. Bă, vreau să mai discut o chestie, mai exact despre promovările astea. Exact cum a zis și ferma Grădina Bio, și Ianis, nu mai facem promovări și nu mai scrieți în comentarii la fiecare clip vreau promovare sau pe live-urile mele. Deci nu mai scrieți că eu unul nu mai fac pentru abonații noi care încerc promovare. Mie unul mi se par niște prostii promovările astea. Așa că nu mai cereți că nu și-au rostul comentariile de genul. Și oricum fac pariu că cei care tot scriu în comentarii la fiecare vlog al meu, al fermei grădinii bio și al lui Ianis, fac pariu că nu se uită la tot clipul, pun pauză pe clip sau în primul minut, să zic așa, intră la comentarii și scriu acolo vreau promo. Deci fac pariu de treaba asta. Și o dovadă că nu se uită toți până la final la clipurile mele. La clipul de ieri am avut un comentariu în care spunea cineva că spuneai despre Undertaker că ți-a luat uliu. Păi, dacă nu urmăriți clipurile până la capăt, e normal să nu știți ce se întâmplă mai departe. Oricum eu unul sunt convins că mulți care îmi scriu mie prin comentarii fă promovare sau chestii de genul, fac pariu că mai mult de un minut jumate nu se uită. Așa că haideți să închidem subiectul ăsta despre promovări și să ne înțelegem toți de acum încolo că promovările astea s-au închis, cel puțin pe canalele noastre. Nu știu de Ianis și de ferma Grădina Bio dacă vor să mai facă pe viitor, dar la mine pe canal nu mai veniți cu comentarii de genul că eu nu o să mai fac promovări. Deci, ați văzut, eu am făcut o promovare la jumătate de an fiecare și aia era un canal la care am considerat eu că merită promovare. Nici de cum, random, vine unul la mine și spune fă-mi promo. Gata, frate, să fac. Deci, din câte ați observat, am făcut promovări la canale la care am considerat eu că merită. Nu la un canal random. Da, haideți să închidem subiectul ăsta, să trecem la porumbei. Deci, aici avem puișorul lui Undertaker, care va ieși alb complet. Deci, ia uitați-l. Ăștia doi ieri au plecat din cuib. Le-a dat masculul mâncare pe jos. Ieri. Și aseară s-au urcat în cuib. Da, e foarte bine că au început și ei să plece din cuib. Ăsta micul alb, chiar am văzut că își băgase capul în hrănitoare. Și am văzut că încerca să mănânce. Dar încă nu sunt ei de înțărcat. Îi mai lăsăm. Oricum, părinții îi au a doua serie de ouă. Cam într-o săptămână jumate o să-i băgăm și pe ei la înțărcat. Aici avem alba de la Dani. Să vedem ce arătări va scoate și ea.
cu bălțatul bătrân. Să vă mai prezint puișorul de la Păiașura Moțată. M-ați întrebat aseară pe live cum puteți obține un voiajor moțat. Băi, aici nu știu ce să răspund, deoarece eu am obținut femeia asta random, deci niciunul dintre părinți nu are în spate voiajor moțați. Deci maică-sa e lista asta și dacă mai găsesc vreo poză cu taică-sa prin telefon o să o pun aici pe ecran. Și oricum, după cum am spus, părinții nu au în spate voiajori moțați. Deci e defect genetic moțul. Și oricum, voiajorii moțați, din câte am observat, sunt rari. Deci nu are oricine. Posibil în străinătate să fie mai mulți, dar la noi în țară cel puțin sunt destul de rari. Iarăși, la voiajorii moțați sunt două feluri de moțați, să zic așa. Sunt unii cu moțul ca jucătorii, gen cum e femeia mea, dar a mea nu vă dați cu părere despre moț, oricum v-am spus, e defect genetic, moțul nu trebuia să fie. Și unii au coif, cum au satineții. Dar v-am spus, nu știu cum se scot așa ceva specimenele astea. Ce pot să zic, va ieși un pui chiar belea rău de tot. Ia uitați-l. M-ați întrebat dacă cred eu că va ieși cu moț. Bă, ținând cont că moțul e defect genetic, nu știu ce să zic, dacă va scoate vreun pui moțat. Deci, uitați-l, coada neagră, va ieși un pui chiar belea rău de tot. Deci, după cum v-am spus, o serie de pui. Vreau să opresc și eu din voiajora moțată și masculul alb, să formez o pereche. M-ați întrebat ce senzație am în momentul când intru în volieră și știu că jucătorul bătrân nu mai e, gălățeanul negru. Bă, senzație destul de proastă, fiind preferatul meu, fiind primul meu porumbel, de când m-am apucat de porumbel serios. Automat e senzația foarte nașpa și, na, sentimentul e destul de nașpa, ce pot să spun. Oricum, a fost și va rămâne o emblemă a volierei pentru totdeauna, gălăseanul negru. M-ați întrebat dacă a oat în foia ta căpăcită. Bă, n-a oat. Va oa și azi zilele astea și să vedem dacă seria asta va crește pui sau îi va turti din nou. Că dacă îi va turti din nou, sincer să fiu, nu prea o văd în volieră, porumbița. Cât e ea de frumoasă, dar, na, ce face, nu pot să țin o porumbiță degeaba în volieră și să țin și masculul absolut degeaba, să stric masculul. Care masculul mi-a crescut pui destul de bine. Abonați-mi mai vede pe acest canal, știți că l-am avut pereche cu o voiajoară într-un timp. Că nu aveam femelă de înfoiat. Și am băgat niște pui de la Roșu de București, perechea a doua, și știți că i-a crescut destul de bine, numai că unul dintre ei a ieșit handicapat. Ba nu mint, înfoiatul negru a avut decât un pui de la Roșu de București și ieșise handicapat, dar oricum era hrănit chiar super bine, porumbelul mascul e destul de bun. Dar acum să vedem porumbița, dacă se va ridica la standardele care trebuie. Deci da, mi-a spus cineva să îi aduc femelă la cucul ăsta pe deschis. Băi, haideți să mă repet, că poate ești abonat nou și clipurile din urmă nu le-ai văzut. Deci cucul ăsta pe deschis și ăsta pe închis nu sunt ai mei. I-am luat pentru un prieten și în momentul când se va, de fapt, se vor mai potoli apele, mai bine spus, cu toată izolarea asta, va veni băiatul să ia masculii. Deci eu nu pot să opresc un mascul întreg, unul la mână
n-am ce face cu ei și doi la mână nu vreau să mai opresc, să mai aduc voiajuri, să zic așa, să mai bag în coperechile voiajuri. Deci, v-am spus, vreau să opresc voiajuri din galbenă și voiajuri amoțată. Momentan, astea sunt perechile de voiajuri pe care aș vrea să le opresc, să zic așa, de niște pui. Anul ăsta vreau să opresc colorați pui de voiajori. Și acum vom vedea ce vor scoate liștii. În funcție de ce pui vor scoate ăia, vedem dacă opresc o pereche de la ei și dacă nu. M-ați întrebat foarte mulți ce mai face barca la Dani. Bă, barca o ce destul de bine. A uat și femela lui. Să vedem ce pui va scoate. Pereche cu o bălțată. Cu o femelă Arden, dacă nu mă înșel. Sau Arden, cum se pronunță. Ia uitați gălățeanul roșu. A venit să alimenteze puișorii. Deci, în rest, ce pot să zic? Apropo, să răspund la un comentariu pe care îl primesc la fiecare vlog. Tot mă întreabă cineva dacă am porumbei de vânzare. Nu, nu am porumbei de vânzare. Deci, din bătrâni, deocamdată nu pleacă nimic, a rămas matca. Deci, din bătrân, cel puțin, nu o să plece absolut nimic. Am păstrat decât matcă. Da, o să vând porumbei, dar asta spre toamnă, vară, toamnă, când o să-mi fac eu selecția, ce opresc și ce dau. Dar v-am spus, de preferat o să opresc o pereche de galbeni, o pereche de înfoiați albi, o pereche din voiajarea moțată și vom vedea apoi restul ce scot. Deci vorbesc strict de voiajuri la jucători. În momentul când o să am voliera nouă, atunci voi începe să opresc și eu din el. Până atunci vedem ce arătări scotii și vedem dacă păstrez din ei sau nu. Dar momentan nu vreau să mă aglomerez cu porumbei de acum, pentru că este destul timp și oricum gândiți-vă că sunt abia la a doua serie de ouă la unii dintre ei. Așa că până în toamnă au destul timp. Bine, cu excepția verii. În vară, deja din iunie, nu mi-a lăsat să scoată. O să-i pun pe ouă de plastic. Și apoi mai las în toamnă să scoată o serie două. Bine, asta în funcție de cum e timpul. Dacă timpul e tot la fel ca anul trecut, să zic așa, în toamnă, cal frumos, porumbei vor scoate în continuare. Dacă dă zăpadă, n-a ce le face. Vor sta ori pe ouă de plastic, ori o să-i despart. Desigur, dacă am o volieră destul de bună pentru a putea despărți porumbei, normal că o să-i despart și eu, să nu mai întreabă iarna cu ei, că ouă. Dar momentan, cum am voliera veche, nu pot să țin porumbei acolo, pentru că nu e o volieră pentru porumbei aia, e o volieră de începători, o volieră să ții porumbei un an, doi, până prinzi experiență. Apoi, frumos, elegant, coteață nouă. Deci, ce pot să zic? Cam asta a fost și clipul. În seara asta este posibil să facem din nou un live, de când cu această izolare mi-am deschis serie de live-uri. Aproape în fiecare seară live, live, live. Chiar spunea cineva că băieții au început să postez și zilnic în izolarea asta. Bă, toată treaba asta nu e că suntem izolați. Postam zilnic chiar dacă, să zicem așa, nu eram izolat și eram la școală, să zic. Că în perioada asta aici prezenta. Iarna, ați văzut clipuri scurte, 4-5 minute și alea cu greu, scoase că n-ai ce spune iarna. Așa, în perioada asta ați văzut. Vă mai arăt evoluția puilor, mai vorbești despre altele. Dar iarna nu prea ai ce să spui despre porumbei. Deci, dragi colegi, ce pot să vă zic? Cam ăsta a fost clipul. Deci, ca de fiecare final de videoclip de pe acest canal, vouă, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acel butonaj de like. Poate să strângeți și noi la acest videoclip 200 de like-uri. Am văzut că se pot strânge. În rest, cu voi, în astea 15 minute a fost canalul Eddie Pigeon.
Până data viitoare, v-am salutat!